Acum deschideți, vă rog, Roman capitolul 8 și haideți să citim de la versetul 28 până la 39. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Suntem la finalul secțiunii a doua. Așa cum spuneam aproape de fiecare dată, epistola se împarte în patru secțiuni mari, capitolul 1 la 4, Evanghelia lui Dumnezeu, capitolul 5 la 8, Evanghelia vieții noi în Iisus Hristos. Capitolele 9 la 11, secțiunea 3, Evanghelia pentru toți, și capitolele 12 la 16, Evanghelia aplicată la viața practică a creștinului și a bisericii. În această seară, tema noastră sau titlul lecției noastre este Viața în Duhul Sfânt. Și vom încerca să dezvoltăm și să prezentăm trei aspecte, pentru că sunt enorm de multe. Sunt enorm de multe. Capitolul 8 în Romani ar trebui memorat. Ar trebui să ne fie atât de drag și să ne fie atât de aproape inimii, încât să-l învățăm pe de rost. Și dacă ar fi să stăm doar în capitolul 8 din Romani, am sta lecții la rând. Și nu s-ar epuiza subiectele foarte, foarte bogate care sunt în acest capitol. Așa cum, de exemplu, ni se recomandă și cum e recomandarea clasică în creștinism să memorăm predica de pe munte din Magna Carta a Apostolului Pavel, și anume Epistola către Romani, n-ar fi deloc greșit să memorăm Romani capitolul 8, pentru că subliniază viața în Hristos, viața nouă în Hristos, viața prin Duhul Sfânt. Noi nu o să putem să acoperim prea mult din acest uriaș tezaur și din această mare avere care este Cuvântul lui Dumnezeu, dar vom încerca să subliniem viața după îndemnurile Duhului, viața creștină, bineînțeles, apoi să vedem
ce spune Apostolul Pavel, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu atunci când vorbește despre suspinul Duhului Sfânt sau despre o anume compasiune și o anume consonanță cu care noi creștinii ar trebui să intrăm atunci când ne rugăm sau când avem comuniune cu Duhul Sfânt. Deci, Duhul Sfânt și compasiunea creștină sau Duhul Sfânt și acest suspin al Duhului. Și apoi, în al treilea rând sau în partea finală a lecției, dacă reușim să ajungem, sigur, o să subliniem Duhul Sfânt și biruința creștinului sau biruința pe care o avem în această nouă viață, viața creștină. Ce vedem de la bun început este că Apostolul Pavel subliniază identitatea nouă pe care o avem în Hristos. Identitatea nouă pe care o avem ca și copii ai lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt în noi, în viața noastră, mereu și mereu ne va aminti această identitate. Adică e foarte important să știm cine suntem în Hristos și ce poziție avem în Hristos. Așa că primul lucru pe care îl vom prezenta este Duhul Sfânt și identitatea creștină. Și este de la sine înțeles felul cum se subliniază lucrurile și începând cu versetul 9, care spune: voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Observați, până la rădăcina vieții sau la rădăcina problemei, identitatea noastră nouă în Hristos ține de faptul că Duhul Sfânt locuiește în noi, trăiește în noi, pulsează în noi, conduce viața noastră. Și Apostolul Pavel este atât de radical încât va spune: dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și aici nu este vorba de experiența penticostală a botezului cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt locuiește în viața credinciosului de la pocăință, de la naștere din nou, de la începutul călătoriei spirituale. Sigur că imediat în experiența creștină, sau cât de repede, creștinul va experimenta și scufundarea sau botezul în Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt locuiește în el de vreme ce Duhul Sfânt îl dovedește vinovat, ce Duhul Sfânt îl ajută să se pocăiască, Duhul Sfânt îl naște din nou, Duhul Sfânt îl înfiază și dă această stare de identitate nouă în Hristos. Deci dacă nu are, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dar dacă are Duhul lui Hristos, sigur că da, primul lucru, îi dă această apartenență, această identitate. Ești al lui Hristos, deci noua identitate. Versetele 9, versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iată ce e important. Al doilea lucru, ești duhovnicesc. Versetul 9, prima parte, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Avem o altă natură, o natură duhovnicească, un om duhovnicesc în noi. În afară, sigur, avem această expresie fizică a trupului nostru, este cum spuneam cu altă ocazie, acea reprezentare psihosomatică sau soma, cum o dă în capitolul 7, care este trupul fizic, manifestarea noastră fizică, dar înăuntru suntem oameni duhovnicești,
suntem oameni născuți din nou, suntem oameni cu identitatea în Hristos. Deci noua viață, noua identitate, noua viață, versetul 9. A treia, ești biruitor, ești biruitor și vedem asta în capitolul, în versetele 10 și 13. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Da? Duhul nostru și omul din lăuntru are noua viață din Hristos, are, cum spuneam altă dată, zoie, acea viață din Hristos. Da? Nu are viața aceasta bios, viața pământească, de la leagăn și până la mormânt, ci are viața din Hristos, care nu mai moare, care nu știe ceea ce e moarte, care nu are frică de moarte, care nu poate fi biruită de moarte. Aceasta este viața duhovnicească, viața Duhului în noi. Voi sunteți, Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Este această biruință, capitolul, versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, firea pământească, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Deci este o luptă, într-adevăr, și este o biruință prin Duhul Sfânt. Aceasta este subliniat, de asemenea, în versetul 13. Deci ești, este noua identitate, este noua viață, este noua biruință. Ești în mișcare, ești în mișcare și când vorbește despre umblarea noastră, despre mișcarea noastră, versetul 6, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Iată că avem această nouă umblare. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, versetul 14. Deci, noua umblare, noua speranță, pentru că te afli în așteptarea învierii, în așteptarea lui Hristos, în așteptarea venirii Domnului a doua oară, versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Iată cu ce speranță trăim. Iată cu ce nădejde, iată cu ce credință, iată cu ce convingere puternică ne ducem existența noastră în noua identitate, în noua viață, în noua biruință, în noua umblare, în noua speranță. Apoi, ești într-o relație intimă cu Domnul. De ce? Pentru că acel cuvânt pe care îl spune Duhul, Abba, este un cuvânt extrem de delicat, extrem de intim, pe care îl spune copilul sau copilașul față de tatăl său, și anume tăticule. Asta înseamnă în aramaică, asta înseamnă nuanța cuvântului Abba, nu doar tată sau domnule sau stăpâne sau mântuitorule. Când Duhul Sfânt ne învață să spunem Abba, adică tăticule, asta înseamnă mai ales calitatea unei relații sau cât de intimă, cât de profundă este relația aceasta. Da? Versetul 15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Dar de fapt sensul lui Abba sau Ava, traducerea Cornilescu, o traducere mai veche, este acest sens de tăticule, de relație extrem de intimă și de profundă, de înaltă, când te duci la Dumnezeu și prin Duhul Sfânt spui lucrul acesta. Și nu în ultimul rând, nu doar noua viață sau noua identitate sau noua biruință sau noua umblare pe care o avem prin Duhul sau noua speranță a așteptării învierii sau noua rugăciune pe care o avem prin Duhul Sfânt,
este și noua avere pe care o avem, adică moștenirea despre care ni se vorbește atât de frumos în versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Deci această nouă moștenire. Observați care este sublinierea, care este nuanța, împreună cu El. Totul este împreună cu El. Nimic fără El. Noua noastră identitate, noua noastră viață, noua noastră biruință, umblare, speranță, rugăciune, avere, moștenire, este Hristos. Când spunea Domnul Iisus în Evanghelie, dacă nu greșesc, cred că este Matei, capitolul 6, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Unde este comoara noastră? Unde este? La dreapta lui Dumnezeu. Șade la dreapta lui Dumnezeu, a murit, a înviat, s-a înălțat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Comoara noastră cu adevărat nu este cerul că vom umbla pe străzi de aur. Vai de mine, vai de mine, îți dai seama ce asfalt cineva s-a dus acolo. E o anecdotă, e un fel de parabolă. Cineva s-a dus acolo, măcar că s-ar putea duce, dar nu se poate duce. Și s-a dus la intrare și avea un geamantan sau ce-o fi având și a zis, ce ai aici? Aur. Păi zice, asfalt. Ai asfalt. Aici în cer, aurul este asfalt. Se calcă pe el. Dar comoara noastră nu este în aceste străzi de aur sau în frumusețea Ierusalim. Comoara noastră este Iisus Hristos. Comoara sufletului nostru. Deci, Duhul Sfânt și identitatea noastră. Observați cum subliniază? Apoi, Duhul Sfânt și mărturia. Romani 8:16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Acum, Duhul în noi face ceva și subliniază foarte bine niște lucruri. Ne face să strigăm Ava, cum spuneam, tăticule. Adeverește că suntem copii ai lui Dumnezeu, versetul 16. Ne face să strigăm Ava, versetul 15. Duhul suspină în noi și întreține focul acesta al așteptării. O să vedem la secțiunea când vorbim despre suspinul Duhului, cât de bine se înțelege lucrul ăsta. Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, versetul 26. Duhul mijlocește pentru noi, după voia lui Dumnezeu, versetele 26-27. Deci iată mărturia pe care Duhul Sfânt o are în noi. Nu doar că minții noastre și inimii noastre ne spune ceva, ai o nouă identitate, ai o nouă viață, ai o nouă umblare, implementează lucrurile acestea în viața noastră, le aduce la realitate și le trăim, dar Duhul Sfânt în noi mereu și mereu și mereu face această mărturisire. Ne face să strigăm, adeverește, suspină, ne ajută, mijlocește. Deci Duhul face asta în noi. Duhul nu stă pasiv în noi, undeva într-un colț al inimii, undeva într-un colț al minții, undeva ascuns și stă acolo într-un ungher și din când în când mai zice ceva dacă vrei să asculți. Trebuie să înțelegem că noi, în viața credinciosului, Duhul Sfânt mereu, mereu pulsează aceste lucruri ale Lui și aceste năzuințe ale Lui, această mărturie a Lui. Mai mult, ce înseamnă, de fapt, viața după îndemnurile Duhului? Viața după îndemnurile Duhului. Versetul 4. Trăim după îndemnurile Duhului. Versetul 5. Umblăm după îndemnurile Duhului. Versetul 13. Luptăm după îndemnurile Duhului. Versetul 14. Suntem călăuziți pas cu pas
după îndemnurile Duhului. Versetul 15, strigăm și ne rugăm după îndemnurile Duhului. Observați cât de împletit este acest argument al Duhului Sfânt în noi? Deci Duhul Sfânt în viața noastră, Duhul Sfânt în trăirea noastră, Duhul Sfânt în textura ființei noastre, cât de puternic vrea să aducă aceste lucruri la realitate. Și, din păcate, nu de multe ori, nu de puține ori, adică nu de puține ori îl facem pe Duhul Sfânt să suspine. Și vom vedea că Duhul Sfânt, prin suspinul Lui, ne face să înțelegem puțin cum este inima Lui Dumnezeu. Romani 8:26. Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Aș vrea să observați că versetul 22 spune că dar știm că până în ziua de astăzi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Deci Duhul Sfânt atât merge de departe, când nu lucrează așa microcosmic în noi, în ființa noastră, ci toată creația, toată natura pulsează acest suspin al Duhului. În toată creația, în toată natura se simte suspinul acesta și zbaterea aceasta a Duhului, să vină arătarea fiilor lui Dumnezeu, să vină așezarea din nou a tuturor lucrurilor, să vină Mesia a doua oară, să vină învierea din morți. Așteptăm înfierea și aici Pavel se referă și subliniază foarte clar, vorbesc despre învierea trupului, despre această nouă dimensiune în care vom intra prin înviere, un nou trup, o nouă creație. Și până atunci, Duhul Sfânt suspină, Duhul Sfânt așteaptă, Duhul Sfânt ne pune, dacă vreți, ne pune pe această coordonată. Aș vrea să înțelegeți că Duhul Sfânt nu doar are de lucru așa tainic în inima ta și tot insistă pe anumite lucruri și tot vrea să te ducă la noua identitate, la noua umblare, la noua biruință, la noua călăuzire, la noua speranță și la noua rugăciune, la noua moștenire. Nu doar atât, ci Duhul Sfânt și pulsul duhovnicesc al acestei vieți face parte dintr-un suspin cosmic al Duhului Sfânt, care este Dumnezeu, Dumnezeu în Sfânta Treime, este o persoană în Sfânta Treime, Dumnezeu unul care se manifestă în trei persoane. Și de multe ori am auzit rugăciuni care se încheie așa: îți mulțumim în numele Tatălui, al Fiului și prin puterea Duhului Sfânt. Parcă oamenilor le e frică să zică Duhul Sfânt e Dumnezeu, Duhul Sfânt este persoană divină. Asta spune Biblia despre Duhul Sfânt. Și toată creația, tot ce a făcut Dumnezeu, simte această năzuință a Duhului, această așteptare a Duhului, acest zel, această pasiune a Duhului. Să vină Hristos, să vină noua creație, să vină învierea, să vină arătarea tuturor lucrurilor din nou, așezarea lor și arătarea lor. Este un suspin pe care Duhul Sfânt îl are. Nu este doar simplu că tu ești într-o criză personală, acasă sau la serviciu sau la școală sau undeva și Duhul Sfânt intervine în problema ta. Este foarte adevărat, este așa. Intervine în problema ta dacă lași pe Duhul Sfânt să preia rugăciunea, să preia mijlocirea, să preia călăuzirea și să te ducă, să te scoată din acel impas.
Trebuie să înțelegem și dimensiunea aceasta cosmică a întregii creații, a întregului univers, care așteaptă, care dorește, care are năzuința aceasta. Și cine face asta? Duhul Sfânt face asta. Duhul Sfânt face asta în noi, Duhul Sfânt face asta în biserică, Duhul Sfânt face asta în creație. Pentru că toată creația, fiind supusă prin păcat și prin neascultare, acum așteaptă eliberarea, așteaptă înnoirea, așteaptă învierea, așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu. Și fiii lui Dumnezeu de multe ori se ocupă de lucruri, de nimic. Se împart, se despart, se ceartă, se ocupă de alte lucruri. Iar Duhul Sfânt zice, în ritmul acesta al lucrării lui Dumnezeu și în ritmul acesta al operei de mântuire, Dumnezeu n-a spus încă ultimul cuvânt, urmează, deci din punct de vedere escatologic, dacă vreți să folosim un cuvânt un pic mai tehnic, care de fapt e un cuvânt în limba greacă, se referă la vremurile și la lucrurile de sfârșit. Da? Duhul Sfânt lucrează în noi și lucrează prin noi și lucrează în creație această năzuință, această așteptare. Așteptarea creației, versetele 19-22, dar și așteptarea creștinului, versetele 23-25. Și aici mai zăbovim un pic. Timpul nu ne ajută, dar cred că se cuvine să zăbovim un pic. Este un text foarte interesant în Eclesiastul 3:11, pe care îl spunem adesea, îl știm pe de rost. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. O altă traducere a acestui cuvânt sau acestui sens este a pus în om ritmul veșniciei. Ritmul veșniciei, nu numai gândul, că din când în când te gândești, din când în când reflectezi, din când în când este lumina conștiinței care îți dă câte un impuls și spune este mai mult în viața asta decât a mânca și a bea și a-ți face de cap și a trăi de pe o zi pe alta. Să mâncăm și să bem că mâine vom muri, spun ateii, spun păgânii, spun necredincioșii sau câteodată și, așa zis, și creștini trăiesc așa. Nu. Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei, dorul veșniciei. Dar îmi place traducerea asta care subliniază, este traducerea lui Gala Galaktion. Este o traducere mai veche, da? Românească. Și acolo termenul folosit este ritmul veșniciei. Parcă veșnicia are un ritm în care tu trebuie să intri, are un pas în care tu intri. Cum este un proverb care zice, cine schimbă pasul, aude o altă tobă. Ce tobă auzim noi? După ce ritm mergem? După ce cadență trăim viața noastră? Dacă este cadența Duhului Sfânt, dacă este toba Duhului Sfânt, dacă este ritmul pe care îl induce Duhul Sfânt în creație și în biserică și în fiii lui Dumnezeu, în copiii lui Dumnezeu, atunci e bine. Dacă nu, nu e bine deloc. Romani 8:22-23. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Observați că Duhul Sfânt și în creație și în creștin are această năzuință, acest suspin. Bine spune Apostolul Pavel, e un suspin, e un dor, e un geamăt. Ce bine ar fi să-l auzim. Atunci când deschidem frigiderul, suntem nemulțumiți că poate este acolo mâncarea de ieri și nu ne place. Sau poate că
ne trebuie o altă mașină, că cea pe care o conducem nu ne place. Sau spunea cineva odată, eram într-un alt oraș și îmi spunea, frate Dorin, eu și cu soțul meu n-aveam nevoie să ne cumpărăm căsoiul ăsta, dar l-am cumpărat că n-am putut să ne lăsăm la ceilalți. Astea sunt exemple de oameni care n-au intrat în ritmul veșniciei. Sau au fost cândva în ritmul veșniciei și au ieșit din el. Există un ritm al veșniciei, un ritm al Duhului Sfânt. Un geamăt, un strigăt, un dor. Poți să-l prinzi dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ești născut din nou cu adevărat. Poți să-l prinzi dacă ești condus de Duhul Sfânt. Intri pe alte coordonate, intri într-o altă sferă de viață. Nu că nu te ocupi și de lucrurile astea materiale, că trebuie, mai ales dacă ai familie, ai responsabilități, trebuie. Dar dorul tău și ancora ta și speranța ta nu e în lucrurile acestea. Nu e în lucrurile acestea. Da. Vă mai duc la un text clasic, sau poate chiar la două, un text mare de tot, care Apocalipsa 22:17. Apocalipsa 22:17. Dar Duhul și Mireasa zic, vino. Deci amândoi au această strigare, nu strigă una într-un fel și celălalt în alt fel. Nu, amândoi, Duhul și Mireasa zic, vino. Pe cine îl strigă? Pe Mire, pe Hristos. Și cine aude să zică, vino. Adică suntem provocați să intrăm în această consonanță, în această strigare, în acest ritm, în acest puls pe care Duhul Sfânt îl imprimă. Dacă într-adevăr auzi Duhul, cum pretind unii că aud pe Duhul, că aud pe Dumnezeu, că primesc revelații, dacă e așa, e foarte bine, e foarte bine, dar dacă e așa, atunci trebuie să auzi acest suspin al Duhului, acest dor al Duhului și al Miresei, adică a Bisericii. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Sunt aici cel puțin trei observații. Adică Duhul și Biserica au aceeași strigare, aceeași așteptare. Dacă crezi că ești din biserică, dacă crezi că ești în comunitatea, în familia celor răscumpărați, atunci auzi Duhul și auzi strigarea Lui și intri în această strigare. Ai aceeași strigare, aceeași năzuință, aceeași așteptare. Apoi, dacă auzi Duhul, intri și tu în rândul celor răscumpărați. Nu vii la biserică din când în când și la un program special și zici, mi-a plăcut, a fost interesant, a fost frumos. Sunt lucruri pe orizontală. Dar când te conectezi la cer și la Hristos și la cuvântul viu, intră în tine această consonanță a Duhului, acest puls al Duhului Sfânt. Cine însetează după Dumnezeu, vine la apa vieții. În context, Ioan 7:37-39. În ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și Ioan își permite să explice, de fapt, ce înseamnă cuvintele alea. E una când explică cel care scrie și când înțelege el și cum înțelege el, și alta când după 2000 de ani îți dai tu cu părerea cam ce crezi tu că înseamnă aia. Ioan ne spune, ne lămurește ce înseamnă, zice, spunea cuvintele acestea despre Duhul care avea să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit.
Deci se referă la Duhul Sfânt, apa aceasta, apa aceasta vie, setea aceasta după Dumnezeu. Ferice de cei însetați și flămânzi după neprihănire. Asta nu poți stârni, asta o stârnește Duhul Sfânt în viața ta. Și când o stârnește, nu se mai oprește până în veșnicie. Țâșnește până în viața veșnică. Și acum, pe scurt, ultima parte, să vorbim despre curajul pe care îl imprimă sau îl infuzează în noi sau îl aduce în noi Duhul Sfânt. Da? Am vorbit despre viața și despre călăuzirea sub îndemnurile Duhului Sfânt, pe scurt, foarte pe scurt. Am vorbit despre suspinul Duhului Sfânt în creație și în credincios și în biserică. Și acum să vorbim puțin despre acest curaj pe care Duhul Sfânt îl aduce în viața noastră și în viața bisericii. Este un curaj care poate fi văzut în toate circumstanțele, în toate împrejurările. Apoi, un curaj în fața tuturor acuzatorilor și un curaj în fața tuturor puterilor. Da? Trei sublinieri, trei lucruri importante. În toate circumstanțele. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Trebuie să ne punem întrebarea sau ce vrea Pavel să facă cu credincioșii din Roma și cu credincioșii din totdeauna, din biserică, credincioșii copiii Domnului, copiii răscumpărați în Hristos, să le dea această perspectivă când spune de altă parte știm. Dacă te uiți numai de partea asta a lumii, nu face sens nimic. Lumea merge din rău în mai rău, toate se dau peste cap, lumea este în cădere liberă, auzi tot felul de vești, tot felul de lucruri care te îngrozesc, unele mai grozave ca altele, stai lipit de imaginea televizorului și te îngrozești la tot ce auzi. Pavel spune, nu, trebuie să priviți din altă perspectivă, de altă parte. Și anume, trebuie, spune el, în acest segment, să știți ce a făcut Dumnezeu, versetele 29 la 30. Spune, Dumnezeu i-a cunoscut dinainte, 29, prima parte. Dumnezeu i-a hotărât dinainte, a doua parte a versetului 29. Dumnezeu i-a și chemat, versetul 30, prima parte. Dumnezeu i-a și socotit neprihăniți, partea a doua a versetului 30. Dumnezeu i-a și proslăvit. Vedeți din partea lui Dumnezeu cum se vede? Se vede că Dumnezeu s-a ocupat de plin și total de noi. Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte, ne-a hotărât mai dinainte, ne-a chemat mai dinainte, ne-a socotit neprihăniți, ne-a proslăvit. Deci, din partea lui Dumnezeu a făcut totul. Așa trebuie să vedem, așa trebuie să înțelegem, așa trebuie să avem perspectiva ca să pricepem cum toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Da. S-ar putea omenește să arate că se întoarce pe dos lumea asta. Un predicator, este o ilustrație clasică, un predicator a vorbit foarte bine într-o seară, a fost invitat într-o biserică, nu era din locul acela, a predicat foarte bine și a predicat din versetul ăsta, 8 cu 28, cum toate lucrurile lucrează spre bine. La întoarcerea acasă, a avut un accident tragic, un accident mare de mașină. A fost dus la urgență, era foarte grav și cineva din biserica unde a slujit în seara aceea l-a vizitat la spital, el era în gips și era prins în tot felul de aparate și nu putea să vorbească, dar a cerut o hârtie
și o bucată de hârtie și un creion și a scris pe el atât. Romani 8:28 rămâne valabil. Pentru că vezi lucrurile din altă parte. Vezi ce a făcut Dumnezeu pentru tine și ce a făcut Dumnezeu pentru noi. În fața tuturor acuzatorilor, de fapt, cum începe capitolul 8? Acum, dar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt al lui Dumnezeu, cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Nu mai este nicio osândire. Tot capitolul începe cu asta, sfârșește cu asta. În fața acuzatorilor. Cine va ridica până împotriva aleșilor lui? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi. Sunt patru întrebări aici. Patru întrebări. Cine va ridica pâră împotriva noastră? Oricât ar vrea diavolul să te acuze că ai făcut cu tare sau ai făcut cu tare sau că nu ești vrednic sau că nu ești cu tare, important e ce spune Dumnezeu despre tine, nu ce spune diavolul. Diavolul este tatăl minciunii și este un mare mincinos. Chiar și atunci când citează din Biblie, el distorsionează adevărul. Cine va ridica, cine va fi împotriva noastră? 31 și 32. Deci ce vom zice în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dumnezeu este pentru noi. Asta este ce trebuie să știi. Dumnezeu este pentru noi. Dumnezeu este pentru tine. Poate că ai ajuns în depresie, poate că ai ajuns jos de tot, poate că ai ajuns descurajat de tot. Dumnezeu este pentru tine. Dumnezeu nu este niciodată împotriva ta. Poate nu este de acord cu un anume stil de viață sau cu anumite lucruri care s-au întâmplat, dar nu renunță la tine. Pe tine te iubește și vrea să te ridice și vrea să te scape. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor? Versetul 33. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Îi socotește datorită lui Hristos. Datorită jertfei lui Hristos. Nu-i socotește că-s vrednici? Niciodată nu zice, vino că meriți, vino că te-ai rugat mult, vino că ai postit mult, vino că ai făcut toate. Nu, nu, nu. Nu zice niciodată asta. Niciodată nu zice asta. Am vizitat-o pe Buni la spital, atunci când a fost foarte grav și era în spital și îmi spunea, simt cum sufletul meu iese încet, încet și se pregătește de plecare. Și mama a plecat și mi-a spus la ureche, zice, nu mă tem, că atunci când mă duc înaintea lui, îi spun că sunt aici datorită lui Hristos. Datorită lui Hristos. Nu datorită meritelor. Cine îi va osândi? Hristos a murit și apoi spunem, ba mai mult, a murit, a înviat, s-a înălțat, mijlocește. Și zice apoi, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? 35. Și dă șapte lucruri acolo, vom reveni la ele. Deci în fața acuzărilor și acuzatorilor, toate minciunile diavolului, toate acuzațiile diavolului sunt demontate, sunt desfințate. Pentru că Hristos a biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit diavolul, a biruit tot. Și Dumnezeu zice, vino, pentru că mă uit la tine prin Hristos. Nu mă uit la tine prin meritele tale și prin faptele tale, ci prin Hristos. Față de toate puterile, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigonirea? Deci un pasaj esențial, fundamental.
Totuși, în toate aceste lucruri, 8:37, mai mult decât biruitori, totuși, n-am mai citit ca să câștig un pic de timp, n-am mai citit acel segment, că oricum revenim la el și îl desfacem puțin. Romani 8:37, totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Atât. Prin acela care ne-a iubit, prin Hristos. Nu prin noi, nu prin faptele noastre, nu prin meritele noastre, ci prin acela care ne-a iubit. Dumnezeu este pentru noi. Ce vom zice noi? Dumnezeu este pentru noi, versetul 31. Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său, versetul 32, prima parte. Dumnezeu ne va da împreună cu El toate lucrurile, versetul 32, a doua parte. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți, sau ne-a socotit neprihăniți, versetul 33. Hristos a murit, Hristos a înviat, Hristos s-a înălțat, Hristos mijlocește pentru noi. Ce observați? Dumnezeu face tot ce trebuie făcut. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, spune Petru în epistola lui. De aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința fapta. E un lanț frumos acolo. Interogația Marelui Apostol, două gânduri. Interogația Marelui Apostol. Cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui? Și vreau să observați ceva, foarte pe scurt. Sunt 7 mențiuni aici. Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia. Ce observați? Ce observați? Așa este. Așa este. Exact cum a subliniat fratele Lazar. Sunt lucrurile acestea din lumea fizică, din lumea văzută. Toate sunt lucruri, adică pandemia, inundațiile, cutremurele, schimbările de guvern, criza economică, COVID-ul, te intubează, nu te intubează, mori azi, dacă nu mori mâine, sau mori anul ăsta, ce anume din lucrurile astea materiale, lucrurile astea firești, observați, necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia. Aud că o să vă bulverseze total ce spun acum, dar e un fel de juxtapoziție, de a zice un exemplu. Aud, de exemplu, că Ronaldo s-a transferat de la Juventus înapoi la Manchester United și că o să aibă 31 de milioane pe an. Și copilul ăla din Africa moare de foame. Și spitalele n-au bani să-și cumpere echipament. Și un doctor și un profesor muncește pe brânci și se chinuie. Și în starurile acestea din sport băgăm milioane și milioane și milioane. Dar chiar și așa, răsturnată pe dos lumea asta, pe noi, credincioșii, asta nu ne bulversează, nu ne descurajează, nu ne debusolează, pentru că legătura noastră e cu Hristos. Și apoi vine, și cu asta încheiem, încredințarea Marelui Apostol. Că sunt bine încredințat, așa spune el, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici sunt 10 mențiuni, dincolo erau 7 la cele pământești, aici le duce dincolo de lumea vizibilă, de lumea fizică, în lumea spirituală. Și le pune într-un fel de contrast.
le pune într-un fel de antiteză, de contrast. Nici moartea, nici viața. Nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile. Nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură. Și acum încheiem cu versetul ăsta din Evrei, care totuși, pe cât de mare e dragostea lui Dumnezeu și suspinul și geamătul Duhului și aspirațiile și năzuințele Duhului Sfânt în noi, totuși, epistola către Evrei trage un semnal de alarmă. Evrei 3 cu 12. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Păi asta face Duhul în noi. Ne dă o inimă nouă, ne dă o viață nouă, ne dă o identitate nouă. Cum să mergem înapoi la firea pământească? Cum să mergem înapoi la viața după ritmul lumii acestea? Cum să mergem înapoi la o inimă rea și necredincioasă? Cum? Haideți să ne ridicăm. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru această mare năzuință și mare pasiune care o are Duhul în noi și prin noi și în viața noastră. Și fie că vorbim despre viața sub călăuzirea Duhului, fie că vorbim de năzuința sau de suspinul Duhului, fie că vorbim de această mare biruință a Duhului în viața noastră, căci noi, prin El, suntem mai mult decât biruitori. Prin El, nu prin noi. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă real în viața noastră aceste declarații, aceste mărturisiri atât de glorioase ale Scripturii, ale Apostolului Pavel. Ne rugăm!